Din dorința de a fi cât mai aproape de cei pe care îi reprezintă, anul 2013 a fost un an în care Casa de Asigurări Giurgiu a depus toate eforturile prin bugetul repartizat de Casa Națională să răspundă pozitiv tuturor solicitărilor venite din partea asiguraților, medicilor de familie și farmaciștilor. A fost un an bun, spune președintele Casei de Asigurări de Sănătate, mai ales că a fost finalizată prescripția electronică a rețetelor pentru pacienți. A fost un buget bun. Am putut să acoperim toate angajamentele pentru anul 2013 și ca un aspect bun, un aspect pozitiv, am reușit să angajăm din bugetul anului 2013 și luna decembrie. Nu mai mergem pe bugetul anului următor cu luna decembrie. De asemenea, eliminarea listelor de așteptare privind tratamentele oncologice este un alt demers reușit al CASE-ului. În prezent, peste 7500 de pacienți cu afecțiuni oncologice nu mai trebuie să aștepte medicamentele prescrise. Au fost eliminate listele de așteptare și la hepatita B și C. Toate aceste aspecte pe care vi le prezint sunt realizate de Casa de Sănătate și noi, Casa Județeană Giurgiu, suntem parte a acestor realizări ale Casei de Sănătate, Casei Naționale, pentru că nici noi nu mai avem liste de așteptare. În ceea ce privește finanțarea spitalelor, președintele Casei de Sănătate Giurgiu spune că în 2014 bugetele alocate unităților spitalicești nu vor scădea. În urma discuțiilor, a negocierilor la nivel central, nu s-a diminuat bugetul spitalelor pentru 2014, mai mult chiar s-a majorat. Nu foarte mult, dar oricum de la 8 miliarde de lei care a fost suma alocată pentru 2013, în anul 2014 va fi 8,297 miliarde lei. În ceea ce privește achitarea obligațiilor financiare față de farmacii, în acest moment toate plățile sunt la zi. Dacă la începutul anului, în februarie, se înregistrau întârzieri de aproape 270 de zile, s-au plătit ulterior câte 2 luni și în prezent datoria a fost eliminată.